ne-a însoțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, dragilor, și bun regăsit din nou. Vă spune și în această seară Adelin Logofedescu, gazda emisiunii Tezaur de Folclor la Accent TV. Ca în fiecare seară de joi, vă întâmpinăm cu invitați dragi la această seară, invitații care vă aduc cântecul și voia bună. Iar nici de data aceasta nu ne-am dezis și avem o invitată pe măsură, o invitată care cu siguranță este la sentimentul dumneavoastră. Bună seara, vreau să-i spunem în momentul de față doamnei Rodica Nicolescu. Bună seara și bun revenit acasă la Accent. Bună seara, dragul meu prieten, pentru că în culise am vorbit că e unul dintre cei 5 prieteni ai mei. Bună seara tuturor telespectatorilor, pentru că știu că la această oră sunt foarte mulți în fața micilor ecrane și mă bucur să fiu din nou alături de tine. Doamna Rodica, începem luna dragostei, iată, cu cântece noi pe care dumneavoastră le aduceți în dar oamenilor care ne privesc la această oră, telespectatorilor noștri fideli care iubesc cântecul popular românesc și, mai presus de atâta, românilor care iubesc ceea ce noi avem mai de preț, cântecul Voia Bună, distracția. Așa ne stă nouă bine, românilor. Printre cântecele mele sunt și cântece satirice și de dragoste Dragobetele. Uite, îl dedic tuturor românilor. Dar de Dragobete, nu de Valentinul ăla, că ăla nu-l sărbăm noi, îl sărbează cine vrea. Adică 14 februarie este luat de la americani, nu le reprezintă cumva, dar avem și noi pe 24 februarie Dragobetele, sărbătoarea noastră românească, pe care o sărbătorim ca atare, pentru că noi suntem români cu adevărat și ceea ce este românesc trebuie întotdeauna, nu pierde niciodată și trebuie întotdeauna adus așa un aport la ceea ce este frumos la noi, la români. Și mai ales cântecul și Voia Bună niciodată nu trebuie să le lipsească românilor, pentru că asta ne definește pe noi. Oricâte probleme ar fi pe lumea asta, când asculți un cântec și îți intră acolo la inimă, cred că este lucru important și te regăsești tu ca și om. Când e supărat și asculți un cântec, îți schimbă starea, ca să nu zic că vibe-ul, că o iau razna. Așa, și îmi place să aduc Voia Bună în sufletul oamenilor. Pentru că cred că așa m-a înzestrat Dumnezeu, că școli înalte n-am făcut facultăți și știi că chiar dacă faci școli înalte și nu ești înzestrat de la Dumnezeu, nu poți cânta. Adevărat, să știți că Dumnezeu a dat fiecăruia câte ceva frumos pe lumea asta, iar dumneavoastră v-a dat glasul. Și sunteți o norocoasă pentru foarte acest lucru. Foarte norocoasă. Adevărul e că atunci când eram mică mi-am dorit să mă duc undeva unde să mănânc compoturi și alte dulceturi. Și acolo m-a dus Dumnezeu, la un centru de legume și fructe. Dar uite, după ani și ani, bine, în același timp colaboram cu Strugurelul din Drăgășani. Am cântat în fanfara orașului Drăgășani. Instrumentul se numea altorn. Deși în fanfara noastră la Vâlcea nu am văzut altornul. Și am colaborat și cu Rapsodia Vâlceană. Unde și acum sunteți angajată a orchestrei Rapsodia Vâlceană de 6 ani de zile. Orchestră care, iată, a prins foarte mare avânt, având acolo oameni de calitate care se ocupă de tot ceea ce trebuie și pentru a duce mai departe. Perseverență. Îmi place foarte mult și domnul director se implică foarte mult, domnul dirijor și domnul președinte al Consiliului Județean. Avem foarte mare noroc că îi place muzica populară. Domnul Constantin Rădulescu, și mulțumim din suflet pe această... E foarte important ca atunci când un om iubește ceea ce este românesc și frumos, să fie alături și să susțină aceste lucruri frumoase ale noastre, ale românilor. Și iată, așa cum spunea și dumneavoastră, domnul președinte Constantin Rădulescu susține foarte mult cultura și face un lucru minunat. Pentru că dacă s-ar pierde aceste frumoase obiceiuri ale noastre, ale românilor, cred că am fi și noi ca și oameni pierduți.
Sigur, e cartea noastră de vizită peste hotare, deci nu e nimic mai frumos ca folclorul nostru. Cine iubește și în ziua de azi, na. Bine că avem destui tineri care pășesc foarte frumos pe această cale, pe acest drum cam spinos, dar frumos. V-ați dorit încă de mică să urmați o carieră în muzica populară? Cum a fost așa dragostea asta pentru cântec, de a merge pe drumul, pe calea cântecului? Pentru că, așa cum spuneați, este puțin cam anevoie drumul ăsta, da. Cam alunecos uneori și e posibil să, mai, să te mai și împiedici de, da, da. De anumite probleme. Păi să știi că de mică, ca toți copiii, cântam pe o râpă, ziceam noi acolo, pe un abis. Auzea toată lumea, asta lumea din sat, că așa era, asta se face cântăreață, cum se face mare, mă fac cântăreață, nu mă fac. Și uite că soarta babele mele a vrut să fie de partea dumneavoastră. Și te duce Dumnezeu, te duce acolo unde ți-a ursit, unde ai fost hrăsit, să urmezi până la bătrânețe așa. Dar să știți că este un lucru frumos să fii alături de oameni, să aduci voie bună, să aduci zâmbete, pentru că este important să ceea ce transmiți oamenilor. Dacă nu se regăsesc în melodiile și în ceea ce vrei să transmiți publicului, atunci ar fi ca o problemă. Când nu facem cântece noi pentru noi personal, facem în așa fel încât să se regăsească foarte multă lume în cântecele noastre. Am astăzi cântece noi, de exemplu, de străinătate pentru toți cei plecați departe, pentru că, na, suntem foarte mulți plecați. Sunt foarte mulți plecați. Cu fel de fel de teme, ori fiecare cântec are o poveste. Și e trăită. E trăită, sigur. E trăită în primul rând de mine și după aceea de restul lumii. Doamna Rodica, eu zic să spargem gheața în seara asta, să ne pregătim să ne și cântați, pentru că oamenii de acasă așteaptă cu nerăbdare cântecul și voia bună în seara asta. Dragilor, cu cânte, cu veselie, cu voie bună, mergem și noi mai departe, alături de invitata mea din seara asta, doamna Rodica Nicolescu, a adus cântece dragi pentru dumneavoastră, cei care iubiți cântecul popular românesc. Se prinde în hora mare sărbători în dragostea. Azi e dragobetele, dragobetele. Se sărută fetele că-i dragobetele. În crâng cântă păsărele, dragobetele. Că-și fac cuibușor și ele că-i din dragoste. Păsările cerului, oamenii pământului, azi dragoste adevărată o întâlnesc prima dată. Bună vale prinsă, sână fetele, sunt primenite, să-și găsească un băiat bun și cu foc să le sărute.
Ca să cinstească și să cânte dragostea. Haideți toți la hora mare, dragostea să ne-o găsim. Până la anul care vine, tot în dragoste să fim. Peste tot unde privește dragobetele, numai dragoste întâlnești, că-i dragobetele. La oltelar de leni dragobetele, moldoveni și bănățeni dragobetele. Numele cu dragi în port, că nu-s băiatul lor, cine?
Ce, Doamne, în asta lume bani nu pune stăpânire pe cel care a uitat mâna ce l-a ajutat. De ce, Doamne, în asta lume bani nu pune stăpânire pe cel care a uitat mâna ce l-a ajutat. Dacă pleci din asta lume, averea nu e cu tine, o cămașă și un costum le iei pe ultimul drum. Dacă pleci din asta lume, averea nu e cu tine, o cămașă și un costum le iei pe ultimul drum. O fi mai că bine.
liniștită, zi de zi vă aștept în poartă, cum vă așteptam odată. Nu vă cer mai că nimic, doar să vă mai văd un pic. Ai, Doamne, grijă de ei, că sunt copilașii mei. Viața, umblu ca un pui de
Ei, da, dragilor, ne-am reîntors din nou în legătură cu dumneavoastră și cu invitata noastră, doamna Rodica Nicolescu, cântece în seara asta pe placul românilor, așa cum spuneați la începutul emisiunii, cântece care cu siguranță au ajuns acolo la sufletul românului și spuneați ceva dumneavoastră acolo, iubesc Oltenia toată, să nu-mi pare rău vreo dată. În cinci județe iubi. Am iubit. Eu una nu, de bărbat. Și te-ai văzut, la femeile stă bine să cânte de bărbați, dar la bărbați de femei nu prea. Așa că tu ai colindat cinci județe, sigur. Cu siguranță Oltenia noastră e frumoasă și merită așa colindată. Colindată, și, sigur. Și câte o mândră în fiecare județ. Și câte una în fiecare județ, de ce nu? Pentru că trebuie să fie și lucrurile astea, să fie să ai așa une poposii când mergi în locurile acelea. Am remarcat câteva melodii frumoase și texte. Vreau să discutăm puțin despre acest aspect. Sunt proaspete. Sunt noi. Să știi că nu le-am mai cântat niciunde, nici pe cel cu pe băncuța la poartă despre mamă, nici pe cel un costum, o cămașă și un costum le iei pe ultimul drum. Sunt în prima audiție aici la tine și chiar ne mă bucurăm. Bucur că de fiecare dată ți-am spus că dacă fac cumva cântece noi, la tine o să vin să le cânt. Și mai sunt încă două care sunt noi. O să vorbim, vorbim după ce vom prelua primul apel telefonic în seara asta. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Alo? Bună seara, domnule Adelin, și bun venit în casele noastre. Bună seara! Vă urez în continuare emisiuni la fel de frumoase ca și cele din seara aceasta. Bună seara, doamnă Rodica Nicolescu. Bună seara! O artistă frumoasă, un costum frumos, cu un zâmbet frumos, cu o voce foarte frumoasă. Dar să știți că doamna Rodica mereu este cu zâmbetul larg. Zâmbetul da, pe buze nu este niciodată. O artistă plăcută. Plăcută. Mulțumesc. Doamna Rodica, vă felicit foarte mult pentru cântecele cântate în seara aceasta, în special cel de care m-a făcut să lăcrimez fără să vreau. Și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Să fie special eu pentru dumneavoastră. Violeta Vărzaru din Salcea și vreau să fac și o dedicație. În primul rând pentru nepoțelul meu, Sebastian Nicola, pentru băiatul meu, Dan Vărzaru, pentru nora mea, Melania, pentru cuzii mei, Nicu și Bibi Piculeasa din Argetoaia, pentru sora mea, Lidia Scoțelivoasă din Cotofenii din Dos, pentru dumneavoastră, pentru domnul Adelin și pentru toți cei din regie. Vă urez o seară bună, sănătate să vă dea Dumnezeu și putere de muncă. Să rămâne sănătate și dumneavoastră și să rămâneți mereu alături de noi aici la Accent TV, pentru că, așa că vă promiteam, în fiecare seară de joi aducem invitații pe placul dumneavoastră, aducem invitații care vor poposi aici în studioul nostru cu cântece noi, așa cum a făcut și doamna Rodica Nicolescu în seara asta. Și să știți că emisiunile sunt gândite pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți zi de zi aici la Accent TV. Doamna Rodica, revenim puțin la textele și la melodiile dumneavoastră. Spuneți acolo că și dumneavoastră cochetați și mai zici scrieți. Da, deci o să cânt Viața mai dus, mai întors este făcut de mine și versuri și melodie. Un costum, o cămașă și un costum este făcut de domnul Costi de aici, de la Gorj. Îl știe lumea? Florea. Îi mulțumesc din suflet. Deci cochetăm împreună, nu și la melodii și la texte. Mai colaborez cu Crina Burlan, cu Măriuța Burlan și le salut pe această cale. Scriu foarte frumos. Îmi plac că folosesc mult arhaismele, cuvintele vechi. Chiar dacă mai zicem dește, dar dește, ziceam odată, așa zicea mama mea. Și în cântec, tot arhaismele astea sunt frumos puse. Oricum ar fi. Folclorul e folclor. Dacă și e făcut, cântecele sunt făcute din suflet, pentru sufletul oamenilor. Nu e nimic de făcut neapărat personal. Dar trebuie trăit orice cântec și trebuie trecut acolo prin filtru sufletului, ca să-l simți, sigur. Și apoi oamenii care vor asculta pe viitor să se regăsească cumva în acel text, în acea melodie, pentru că asta este și menirea unui artist, de a scoate melodii și de a ajunge acolo unde ar trebui. Sigur, mă bucur că cel cu mama, cred că a zis doamna că i-a intrat la suflet, să fie special pentru dumneavoastră și pentru toți cei care au, pentru toate mamele care au copii plecați în străinătate, departe de ele.
Știu că dumneavoastră ați avut și material împreună cu colegii de la orchestră și avem o noutate, așa că mai urmează ceva frumos. Sigur, în mai. Perioada imediat următoare. Lucrăm la el de astă iarnă, cred, de iarna trecută. În schimb, nu am avut timp pentru că am avut foarte multe spectacole. Și încă mai... Și de acum încă începe greu. De acum începe greu și încercăm măcar o lună, dacă nu avem spectacole, să-l finalizăm. Domnul director ar vrea să-i se pună în paș, dacă nu mă înșel. Sper să nu vorbesc prostii. Odată Dumnezeu să-l facem. Noi zicem că e mult mai frumos ca celălalt, dar și celălalt a fost frumos. Cu sper siguranță, când scoți ceva nou, întotdeauna ți se pare mai frumos decât ce ai avut până în momentul respectiv. Dar gândit așa, per total, toate sunt frumoase pentru că sunt trăite și sunt ale dumneavoastră. Da, și da. Ați muncit pentru acest lucru de a le scoate în evidență și ați muncit să le lucrați atât de bine cu oamenii care, iată, și-au pus aportul și se vede lucrul acesta acolo. Deci toți băieții sunt foarte buni, tineri, cu drag de muncă. Noi, fetele, suntem câteva mai așa, mai... să nu zic bătrâne, mai în vârstă. Eu fac 25 de ani acum. Așa. Și celelalte sunt tinere și tot, de asemenea cu drag de cântec. Sper să iese ceva frumos. Cum alegeți dumneavoastră un text sau ceea ce doriți să transmiteți în acel cântec, tema fiecăruia, pe ce vă bazați în primul rând? De exemplu, aș vrea să scot ceva, nu știu, despre dușman, despre că am văzut că este în vogă. Cu dușman. Dușmanul avea și dar mai pot. Cred că toată lumea are dușman și nu e om să nu fie dușmănit, dar și dacă nu ai dușman și nu ești dușmănit, înseamnă că nu ești om. Nu-ți face pile niciun ban. A, exact. Sigur că da. De exemplu, viața mai dus, mai întors, m-am gândit la sănătate, că nu prea mă ia așa cum era odată. La o cămașă și un costum, am gândit-o noi așa pentru... Na, că am ajutat pe cineva și după aia, te vorbește de rău și ia tot la dușmani ajungem și... Da, asta am făcut-o, dar sunt foarte mulți care au ajutat și care n-au primit în schimb nimic. Ce că faci bine găsești, nu e bine, faci bine și rău găsești. Dar să știți că sunt oameni și oameni care recunosc meritul altora sau, bineînțeles, sunt și oameni care uită ajutorul acordat la un anumit... Uite, când ajung undeva sus, să uite de sus la tine. Da, nu are nimic. Și noi urcăm... Dar este greu să ajungi acolo în vârful piramidei și poți să cazi oricând jos, dar e greu să mai să o reiei de la capăt, pentru că oamenii te vor înlătura la un moment dat, vor vedea ca și om, ca și caracter și te vor da la o parte. Sunt foarte multe voci bune, dar caracterele soliștilor lasă de dorit. Un solist mare, nu dau nume, că nu vreau să dau valoare. Nu dăm nume pentru că nu este... Este caracterizat de lume că a venit la spectacol și nici măcar bună ziua n-a dat la lume. Și când a trecut, eu dau la toată lumea bună ziua când mă duc la un spectacol. Și că nu a salutat lumea. Mă, salută cum te doare, că te respecti pe tine, nu omul acela care a venit cu drag să te asculte și tu treci cu nasul pe sus. Nu e frumos și e un solist mare. Dar să știți că oamenii văd aceste lucruri și atunci... te vor eticheta cumva la un moment dat. Sigur. Sau probabil sunt momente în care nu realizezi din anumite puncte de vedere că faci un anumit lucru pe care nu ți l-ai dori cumva să-l faci, dar fără voie sau cu voie mai facem. Mai sunt și cu voie, că dacă nu au nasul lung, nu pot să meargă de el și na. Ar fi bine să ne bucurăm de fiecare treaptă pe care urcăm. Eu nu mă consider că am ajuns în vârf și nu o să ajung. Ajunge cât am ajuns aici. Dar cred că mi-a lăsat loc de bună ziua pe oriunde am fost. Și spuse, m-am bucurat de fiecare treaptă pe care am urcat-o. A fost greu drumul ăsta dumneavoastră de la început până în momentul de față? Că vorbeam puțin mai devreme, pentru că este greu, este cu pietri. A fost pietri greu. Cele, să spunem așa. Hai să zicem bolovani. A fost foarte greu pentru că pe mine una nu m-a ajutat nimeni. Tot ce am făcut am dat din buzunarul meu. N-am vrut să mă ridic ca solist, pe știu eu ce, că m-a bătut bărbatul, că m-am pus bou, că și când văd că mă iubește lumea, mă duc să le mai aduc aminte și să mă compătimească. Uite și pe aia care am pus-o bou, sau uite pe aia care, mă rog,
Deci aș vrea să ajung pe puterile mele și pe cântecele mele, nu pe chestiile astea. Că, bă, dacă n-ajung, mă duc și spun că m-am făcut fată mare, nu. Eu deci lumea să mă iubească așa cum sunt. Eu cred că cu cât ești mai natural și mai simplu ca și om, ai mai mult de câștigat. Oamenii te vor vedea de la prima, de la prima vedere care o ai cu, sau interacțiune care o ai cu dumnealor. Vor vedea ce om, ce om ești și te vor eticheta. Sigur, da. Și eticheta asta, odată pusă greșit, îți va dăuna, cândva dăunează. Greu să mă șterge. Să șterge e foarte greu, adevărat. Sigur. Și e foarte greu să te menții alături și de colegi, să te ții alături de oamenii care, în general, te îndrăgesc, îți iubesc ceea ce faci, îți iubesc cântecul. Și e foarte greu să dezamăgești publicul, pentru că publicul este stăpânul artiștilor. Mai greșește și publicul, dai, n-are nimic. Fiecare om iubește pe cineva. Eu suficient să mă iubească familia mea. Vedem, vedem că comercialul prinde un avânt foarte, foarte mare față de ceea ce este tradițional așa. Da, da. Așa e. Ce se întâmplă? Nu știu. Ce ar trebui schimbat? Ce trebuie făcut? Ce trebuie schimbat? Nimic, trebuie să ne dăm și noi după ei, că n-avem decât. Păi, după noi nu credeți că se va mai schimba ceva pe parcurs? Nu. Da, poate în rău, dar vine. Mai frumoase, nu. Care oamenii se vor schimba, își vor da seama de anumite lucruri pe care... Nu, nu se schimbă, se schimbă în rău. Pentru că am mai spus eu, mama mea, dacă vedea pe cutare la televizor și cântată de prost, încât îți venea să... rău. Nu sunt eu în măsură să critic, nu sunt. Da, uite, mai zic și eu câte prostie. N-are decât lumea să mă iubească așa cum sunt. Îmi dau eu cu Nuca. Se zicea, ăla e bun, că ăla pe ăla l-am văzut toată ziua. E cântă, da, aia, cântă cum cântă, dar l-am văzut toată ziua, ăla e bun. Și ce poți să spui? Ce poți să zici? Ăla e bun, dacă zice mama că e la 90 de ani că e bun, ăla pe ăla e bun. Corect, nu poți să ne fii, de asemenea, foaie verde de canapea sau foaie verde, nu știu ce drag. Două dracu de canapea, că n-are frunze, n-are crengi. Ce drag cântă ce să pui cu tigăi, cu oale, cu ulcele. Mă rog, asta e. Fiecare... Ați trecut prin filtru festivalurilor, concursurilor Da. Și cum era atunci când dumneavoastră ați participat? Jurul riguros, drastic. Vrei să fiu sinceră cu așa? Foarte sinceră. Așa. Să te dau bani atunci. Dacă te dai bani la președinte, erai pe locul întâi, puteai să gândi cât de prost. Dacă nu dădeai, stăteai în banca ta. N-am câștigat prea multe premii, dar să știi că mă mândresc cu ele. Premiul 1 la Corabia de Aur și premiul 3 la Dâine și Balade. Sunt așa și am la permanențele Cozii, se făcea un festival concurs. Premiul 3, dacă nu, da, premiul 3 că am diploma acasă. Și dacă vedeam că, na, te demoralizau, stăiau aripile, ia, lasă că stau mai bine acasă. Cât de mult ajută un premiu câștigat de un tânăr la început de drum pe parcursul carierei? Să știi care... Cât este de important? Dacă are voce bună, bună, e foarte important. Parcă, mă, Dumnezeu, le dau aripi și îi fac înger direct. Sunt voci foarte bune, foarte bune, care vin după noi. Dar vedem că sunt și voci foarte bune care se pierd pe drum. Se pierd pentru că n-au bani, n-au susținere. Acum, să fim sinceri, tot e să învârtesc în jurul banului. N-ai bani, nu te duci. Numai aici și chiar felicit pe patronul acestei televiziuni, pentru că dumnealui nu dă să dai bani, nu. Băi, vii la mine la televiziune, dar dă-mi bani. Lasă-mă, mă, că stau acasă, mai bine. Și banii ia-mă și m-am copit să-și bea o bere. Să știți că noi întotdeauna punem accentul pe oamenii de calitate, punem accent pe muzică bună și punem accentul pe tot ceea ce este frumos și românesc. Iar noi asta încercăm de fiecare dată să facem, să aducem în fața oamenilor ceea ce este plăcut, ceea ce este frumos și să sperăm că facem într-o oarecare măsură frumoasă. Chiar e foarte frumos. Am văzut și emisiunile dumneavoastră, că sunteți mai mulți la... că eu urmăresc, mai ales sâmbăta. Și mi-a plăcut foarte mult ce ați spus acolo. Foarte mult. Numai soliști de soliști. Să rămână, mulțumim tare mult pentru toate și imagine frumoasă și tot ce vreți la această televiziune. Eu propun să ne mai cântați în seara asta, pentru că oamenii de acasă așteaptă cu mare, mare nerăbdare. Dragilor, cu cântec și veselie mergem în continuare alături de doamna Rodica Nicolescu, o voce de excepție și un om deosebit, un om care aduce mereu zâmbet și bucurie pe fețele românilor.
și lei săraci, n-ai și tu de un praf de soare, să dai și lei de nare. N-ai mărie, doi, trei șpanțe, să dai și lei săraci, n-ai și tu de un praf de soare, să dai și lei de nare. N-am nici de imbrogată, s-o strângă flăcăi în brață, nici de stălbă cu mărgea, n-are mama că ți-ar da. Nici de moară n-am deloc, în pământ n-am pus un boc. Eu știu ce vrei dumneata, dar n-are mama că ți-ar da.
calcă neînfloriți. Astăzi cu tâmpla albita, cu fața de albălită, mă-ntorc prin tine pădure să văd dacă mai ești bine. Pașii mă purtară iar prin pădurea de stejar. Ce mă bagi în păcat, măi? Tu mă lins cu vorbe dulci.
duci, măi, vrei la iad ca să mă duci. Ți-am spus, puiule, să știi, măi, că eu nu mai pot iubi, măi, rana nu s-a vindecat, măi, de iubire de-altă dat, măi. Ți-am spus, puiule, să știi, măi, că eu nu mai pot iubi, măi, rana nu s-a vindecat, măi, de iubire. Să fie bine. Că prea multe eu am iubit, mai unul te-n a furisit, măi, mă iubea și el pe mine. Am zis că o să fie bine. Dragostea lui pentru mine n-a ținut 3 luni de zile. Mult a plâns și-am suspinat, măi, că nici azi nu l-am uitat, măi. Dragostea lui pentru mine a ținut 3 luni de zile. Mult a plâns și-am suspinat, măi, că nici azi nu l-am uitat, măi. Să te iubesc, măi, că focul mi-l potolesc, măi, nu mă iubesc, nei, că nu, măi, să mă doară sufletul. Tu mă îndemn să te iubesc, măi, că focul mi-l potolesc, măi, nu mă iubesc, nei, că nu, măi, să mă doară sufletul. Vreau și eu dragostea mea, măi, să nu împart cu nimeni, măi, dar pare că sunt blestemată, să nu am noroc de soartă. Vreau și eu dragostea mea, măi, să nu împart cu nimeni, măi, dar pare că sunt blestemată, să nu am noroc de soartă. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 m3 pe oră.
personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. HealthMed, o echipă de specialiști, o singură misiune, sănătatea ta. Medicii de la HealthMed pot realiza o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate. Bine ați venit la HealthMed. HealthMed vă poate oferi consultații gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere pentru mai multe specialități, cum ar fi ORL, chirurgie, dermatologie și ortopedie. Dacă aveți vreo problemă de sănătate sau doriți un sfat medical, suntem aici pentru dumneavoastră. Echipa noastră de medici specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și soluții personalizate. Ce trebuie să faci? Solicită o programare gratuită. De toate celelalte aspecte ne vom ocupa noi. Consult medical de specialitate și tratamente moderne veți descoperi la HealthMed. Avem grijă de sănătatea ta. Pentru detalii și programări ne puteți contacta la 0770 819 810 sau vă așteptăm la cele două centre medicale ale noastre din strada Maria Tănase, numărul 22 Craiova și Bulevard Vardul Oltenia, numărul 1F din Craiovița 9. Suntem aici pentru a vă consilia și a vă răspunde la orice întrebare medicală. Serviciile noastre includ toată gama, de la consultații generale și până la investigații avansate. Ne ocupăm de orice nevoi medicale, indiferent dacă este vorba de prevenție, diagnostic sau tratament. Vino acum la HealthMed și ai grijă de sănătatea ta, pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită! Sport Club Municipal Craiova, un reper al performanțelor din Oltenia. Pașii spre marea performanță sunt legați indisolubil de revenirea în circuitul sportiv al sălii polivalente din Craiova. Aici a fost laboratorul de pregătire al secțiilor sportive ale SCM pentru competițiile și medaliile câștigate la nivel național și european. Sportivii, staful tehnic și administrația au conlucrat împreună pentru a se ridica pe cele mai înalte trepte ale podiumului la toate competițiile la care au participat până în prezent. Palmaresul obținut de SCM Craiova în câțiva ani este unul impresionant pentru care s-a muncit și s-a investit foarte mult. Viitorul a fost construit cu atenție în cele mai mici detalii. Povestea trofeurilor obținute de secțiile sportive ale clubului sunt scrise cu abnegație, bucurie, curaj, dăruire, epuizare, lacrimi, muncă și sacrificii. De multe ori cu victorii, dar uneori și cu înfrângeri. Însă toate acestea ne fac să fim mai puternici și să luptăm întotdeauna pentru a obține cele mai bune rezultate. Noi susținem mișcarea, sportul, performanța și fair play-ul în efortul comun de a promova imaginea municipiului Craiova în România și în Europa. Noi suntem SCM Craiova! Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii. Perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm.
schimbarea comportamentului și implicare civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Fac cu averea când n-am sănătate. Viața nu
fost ușor să trec peste sărăcie. Am tras din greu prin străinii ca să-mi fie bine. Astăzi sunt cu lumea în rând și sunt respectat, dar n-am să uit niciodată. Ei, dragilor, cântec și voie bună în seara asta aici la Accent TV, alături de invitata mea, doamna Rodica Nicolescu. Melodii alese pe sprânceană în seara asta, melodii pe care dumneavoastră le-ați adus cu tot dragul oamenilor care ne privesc din fața micului ecran. Și știu că dumneavoastră ați colaborat și cu orchestra radio și unde ați înregistrat. Sigur, am prezentat 6 cântece și să știi că acolo chiar e un juriu riguros. Și toate 6 au trecut de această comisie. În schimb, băi, cuvânt dacă le găsi, că vreau să le prezint, le-am prezentat o singură dată aici, tot la tine, la emisiune. Cred că tot tu ai fost, nu mă înșel. Și vreau să le prezint și astăzi seara, dar astea nu le-am găsit. Dar că am peste 300 de cântece, așa că să tot cânt.
Să știți că noi vă așteptăm cu tot dracul de câte ori doriți să ne treceți pragul și să ne aduceți cântecul dumneavoastră oamenilor care ne urmăresc aici la Accent TV și oamenilor care iubesc cu adevărat cântecul popular românesc. Am remarcat la dumneavoastră foarte multe costume de-a lungul întâlnirilor noastre așa la diverse evenimente și la filmări. Am remarcat foarte multe costume în garderoba dumneavoastră, câte se numără până în prezent. Să știi că am dat foarte multe din ele. Le-am dat cam pe degeaba, asta e. Acum cred că am vreo 50 așa adunate. Dar ce port astăzi e de la mine din sat luată, dar a fost pur și simplu o treanță, o cârpă, cum se spune, și am mutat-o pe altă pânză. Și uite acum cum arată. Se mai găsesc la bătrânii satului? Se mai găsesc, dar atât de ponosite sărăcuțele, dar oricum dacă sunt acau flori, sunt adepta florilor, le iau și din găsesc eu ce pot să fac din ele, fac ceva din ele. Numai să nu se piardă. Deci se găsesc. Le mai țin și acolo, că na, zic că să mormântează cu ele, dar e păcat de ele, de munca lor să potrezească în pământ. Dar știu dacă văd vreo doamnă că se mormântează ori. Este o muncă foarte, foarte grea să faci asemenea frumuseți și asemenea costume, pentru de frumos că e foarte greu de lucrat un asemenea costum. Pur și simplu e costum. E, nu, e goblin. E foarte greu de lucrat. Și mai ales, bătrânii le făceau la lampă. Făceau la lampă și femeile le iau la întrecere care are cămașa cea mai frumoasă din sat. Și modelul era diferit. Da, era diferit. Nu, asta chiar nu era frumos. Unul la fel ca celălalt. Nu, care cel mai... Fiecare și pitula cumva modelul ca să nu-l fure cealaltă vecină. Da, și da, uitați, sunt lucruri frumoase pe care oamenii și le-au pus pe aceste... Da, foarte frumoase. Aceste... Deci o ador cămașa. Aceste costume frumoase și am observat de ceva vreme sunt oameni care se mai ocupă de asemenea lucruri, recondiționează ca și dumneavoastră de altfel și faceți un lucru minunat, pentru că e păcat să se deterioreze, e păcat să le pierdem cumva fără să aibă așa un lucru o valoare anume. Așa de suflet. Sunt unele costume de care nu m-aș putea despărți. Dacă vine o fetiță, parcă mai mă despart de câte un șorț, câte o cămășuță, hai să aibă și ele, ce să fac eu cu atâtea. Dar să obțin cu greu, pentru că mie nu-mi plac cele stilizate de nicio culoare. Nu le-aș îmbrăca. Păi îi plac, nu am nimic împotriva. Dar mie nu-mi plac. Și așa caut pânzat, așa, dacă mai găsesc, și le pun pe altă pânză. Se mai poartă o pingă acum la diverse... spectacole. Se poartă și nu te gândi că e foarte bună o pinca pentru că te dor picioarele. Se mai poartă, dar să știi că în sat la mine nu am văzut costum cu o pincă. Probabil că zic, poate greșesc, cine purta o pincă cred că era foarte sărac. Dar dacă stau eu să-mi aduc aminte, mint. Cred că, uite, mă contrazic. Cred că pe mama mare, în partea tatei, cred că am văzut-o cu o pincă în picioare. Nu știu dacă... Oricum, noi am fost niște oameni săraci și așa o să rămânem. Oricum, o pinca a fost purtată la țară, acolo. Oamenii câmpului, mai ales... Las că acum am cănșorici. Oamenii câmpului, mai ales, le aveau de regulă, pentru că, așa cum spuneați, nu erau alternative să poți purta altceva. Și, sau și dacă erau, era foarte, foarte scump, costisitor, de a-ți lua o pereche de pantofi sau procura diverse încălțăminte de undeva. Era mai greu. Cred că o să ajungem în același loc, de unde bani să luăm pantofi. De aia să mergem și în opinci. Dăm voie să salut câțiva prieteni pe care... Cu drag v-aș ruga să faceți acest lucru. Pe Florența Roșca, o prietenă extraordinar de bună. Roxana Ștefan, am zis că să țin minte că altfel mă ceartă. Și pe Leana și Fănel din Pesceana, care au tot timpul grijă de mama și de fratele meu acolo la cimitir. În satul natal? În Pesceana, ei stau în Pesceana, în sat. În comună. În familia dumneavoastră a mai cântat cineva sau sunteți... A cântat sora mea, dar știu la tata mare că știu că o vioară. Mă duceam pe la ei, pe acolo, în căsuța lor, avea o vioară așa pusă pe perete. Bă, nu ies că o fi cântat, dar eu nu știu. Așa avea și mama voce, tata ne cânta cu fluierul
Și a mai cântat sora mea, dar s-a lăsat, pentru că... Ce se asculta la dumneavoastră acolo, acasă? Numai muzică populară. Nu ne-a lipsit nicio placă din aia de vinil, niciuna. Aveți toate pick-up? Aveam pick-up și făceam curățenie prin casă, mi-o aminte, și scoteam pick-up-ul ăla ce naiba era pe pridvor afară, sau de toată lumea. Și uite așa se întreceau din toate casele, ăla din deal, ăla, că sunt, satul e pus așa pe etaje, jos, câteva case, mai sus, așa pe trepte. Și ne îngânam noi de mai sus cu ea de jos, tare frumos era în sat. Dar am zis că dacă aș putea să întorc timpul, ar fi de la 5-6 ani când am început eu să știu de mine și până la 14 ani când am plecat din sat încolo, nu vreau nimic. Nu mai aveți. Nu. Domnul Rodica, am cântat, am vorbit, a venit momentul să luăm o mică pauză de publicitate, după care revenim cu cântec și voie bună. Dragilor, cu cântec și cu veselie vom reveni din nou alături de dumneavoastră după o mică pauză de publicitate. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă. Refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii.
perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate, creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicare civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! HealthMed, o echipă de specialiști, o singură misiune, sănătatea ta. Medicii de la HealthMed pot realiza o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate. HealthMed vă poate oferi consultații gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere pentru mai multe specialități, cum ar fi ORL, chirurgie, dermatologie și ortopedie. Dacă aveți vreo problemă de sănătate sau doriți un sfat medical, suntem aici pentru dumneavoastră. Echipa noastră de medici specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și soluții personalizate. Ce trebuie să faci? Solicită o programare gratuită. De toate celelalte aspecte ne vom ocupa noi. Consult medical de specialitate și tratamente moderne veți descoperi la HealthMed. Avem grijă de sănătatea ta. Pentru detalii și programări ne puteți contacta la 0770 819 810 sau vă așteptăm la cele două centre medicale ale noastre din strada Maria Tănase, numărul 22 Craiova și Bulevardul Oltenia, numărul 1F din Craiovița Nouă. Suntem aici pentru a vă consilia și a vă răspunde la orice întrebare medicală. Serviciile noastre includ toată gama, de la consultații generale și până la investigații avansate. Ne ocupăm de orice nevoi medicale, indiferent dacă este vorba de prevenție, diagnostic sau tratament. Vino acum la HealthMed și ai grijă de sănătatea ta, pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită! Cobor la vale, îmi trebuie stripicioare.
frumoasă și le merge bine în casă. Și acum mai au și finii, mândri frumoși ca și crini. Și le merge bine în toate, la mulți ani cu sănătate. Și se vede că are cu cine se încrede. Când așa-i tare frumoasă și le merge bine în casă. Și acum mai au și finii, mândri frumoși ca și crini. Și le merge bine în toate, la mulți ani cu sănătate. Și se vede că are cu cine se încrede. Când așa-i tare frumoasă și le merge bine în casă. Și acum mai au și finii, mândri frumoși ca și crini. Și le merge bine în toate, la mulți ani cu sănătate. Ei, da, dacă a tot venit vorba de la mulți ani, spune la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, de ce nu? Pentru că melodiile de astăzi sunt și pentru ei și de ce nu? Pentru că au rămas alături de noi și celor care ne privesc din fața micului ecran. Le dedicăm toate melodiile dumneavoastră din seara asta de joi. O seară specială cu cântece noi, așa cum dumneavoastră ați spus că ne-ați adus. Da, cred că a fost în prima audiție 3 cântece. Și o să revin cu alte noutăți. Știm că lucrați permanent, sigur, la material, sigur, nou. Și noi ne bucurăm de fiecare dată când dumneavoastră doriți să ne aduceți pentru prima dată în premieră aici la Accent TV cântecele dumneavoastră. Este o bucurie aparte. Și le dedic tuturor telespectatorilor care au stat până la această oră alături de noi. Încă o dată o salut pe Florența Roșca. Poate acum aveți dedicația. Unde vă pot găsi oamenii pe canalul de YouTube, pe Facebook, unde păi vă am pot și, da, de dumneavoastră? Da, am și canal de YouTube, dar eu nu pot să scriu. Nu sunt omul la care se pare că cerșesc ca să scriu. Uitați-vă pe ala meu de YouTube, pe canalul meu de YouTube. Nu, niciodată, nu știu, foarte puțin. Mă schimb pe Facebook, am foarte mulți oameni care cred că mă iubesc, pentru că am destule comentarii și... Asta se dovedește că oamenii, da, apreciază ceea ce faceți dumneavoastră și e un lucru important. Sigur, cel cu străinătatea, în scurt timp, are destule vizualizări. Pe YouTube merge mai greu, nu știu de ce, și cred că la oricine merge mai greu pe YouTube. Pentru că la cel cu doi băieți și o fetiță am peste 100.000 de vizualizări, dar pe YouTube nu se vede. Așa că las pe Facebook mai mult. Ne apropiem cu pași foarte repede de final. Dacă mai aveți de transmis gânduri celor dragi, cu drag v-aș ruga să faceți treaba asta în momentul de față, pentru că timpul este așa, în defavoarea noastră. O salut și pe Gheorghiță și pe Sandel de peste Olt. Știu ei, prietenii mei de 40 de ani. Deci avem o prietenie de când eram la liceu. Și doresc tuturor telespectatorilor, românilor, multă sănătate și iar sănătate, pentru că dacă e sănătate, le faci pe toate, dacă nu, și o cămăruță de unul pe unul se pare foarte mare când ești bolnav. Deci le doresc din suflet sănătate. Sănătate că mai bună decât toate, într-adevăr, sănătatea e pe primul loc. Da, pe primul loc. Cine e, deci am văzut pe pielea mea că sănătatea e pe primul loc.
Doamna Rodica, eu vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber și prețios de a fi alături de mine și de telespectatorii noștri la Accent TV în această seară. Vă mulțumesc că de fiecare dată răspundeți prompt invitației mele și asta mă bucură pentru că și dumneavoastră înseamnă că apreciați ce noi facem aici la Accent TV și este o bucurie imensă că dumneavoastră ne călcați pragul de fiecare dată. Cu drag de fiecare dată, vin după tine unde mă chem. Dacă mă chemi Oradea, acolo vin și pe acolo, oriunde mai chema. Ai văzut unde mă chemi, acolo vin pentru că mi-ești drag, mi-ești un prieten de suflet, eu așa te consider. Să rămână asemenea reciproc. De mult, ne cunoaștem de foarte mult timp, să știți, de foarte mult timp. Și așa va rămâne permanent, Doamne, nu se va schimba nimic. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezența din seara asta. Ne-am bucurat de cântecele dumneavoastră. Ne bucurăm și în continuare pentru că mă aveți de cântat aici pentru oamenii noștri frumoși. Dragii mei și dumneavoastră, vă mulțumesc tare mult că ne-ați fost alături și în această seară. Eu sunt Adelin Logovedescu și până data viitoare vă doresc să aveți parte numai de bine, de bucurie, de zâmbete și alături de prieteni dragi sufletului dumneavoastră, pentru că ei contează cel mai mult. Dacă avem oamenii dragi alături, este lucru cel mai important, sunteți cei mai câștigați. Așadar, o seară frumoasă și vă las în compania cântecelor doamnei Rodica Nicolescu. Toate cele bune! De vânzare să-i dau și să-mi ia alții, și mai tinere de-aș fi să fiu juneca odată când băteam mândrele poartă, când venea una și una și acum le dracu niciuna. Și zărăm amândoi, că de vreme sunt cam grei, și strigam în gura mare, bătrânețe de vânzare, s-o cumpere cine vrea și să-mi iau tinerețea, să fiu juneca odată când bătea mândrele în poartă, când venea una și una și acum le dracu niciuna. Mai venim și în altă joi, atunci poate o fi de noi. Am sufletul tinerel, să-i dau tot ce-mi cere el. Iar de mie căruntă barba, nu mă dau bătut și gata. Rostul să iubesc.
n-am vrut dragostea pe mână, pe degetul îmi vârtesc, nu știu rostul să-l iubesc. Așa-s babele ca mine, păstrează dragostea bine. Să iubesc, așa-s babele.